și a găsit sau nu Cosmin Apăsării în sufletul perechi? Oh, nu, nu, nu. Și nici nu cred că îl va găsi vreodată. Glumesc, nu, nu l-am găsit, nici nu-l caut, sincer. Îl las apară, să vină singur, ce mă apuc eu să-l caut. Deci vrei să fii surprinsă, practic. Vreau să fiu luată prin surprindere. Portretul bărbatului ideal pentru Cosmina Apăsării? Nu prea, adică nu mai nimeri la întrebarea aceasta, pentru că evit să am, să am în minte un model, un bărbat ideal. A, știu cum trebuie să fie caracterul lui, dar e drum lung până acolo, adică în prima fază interacționăm cu datele fizice ale unui om. Și care este alea? Cred că acestea nu contează. Nu contează, pentru că dacă stau așa să mă uit în trecut la fostele mele relații, să știi că foștii mei iubiți nu au semănat între ei. Nu, chiar nu au semănat între ei și nici nu cred că asta e ideea. Adică se poate întâmpla să intri într-un loc și pur și simplu să ai acea chimie cu cineva. Cred că se poate întâmpla asta, nu știu, nu? Care e cea mai neobișnuită replică pe care a încercat să o aplice un bărbat cu tine vreodată? Nu știu, că mie mi se înfundă urechile când bărbații au astfel de replici din astea celebre de agățat. Nu, să nu aud, nu, nu-mi place. Care sunt cele mai turning off lucruri la un bărbat? Știi că la începutul relației sau când cunoști un om, o persoană, și noi femeile și voi bărbații, mergem pe același traseu. Practic mimăm, practic ne prefacem, ne dăm cine nu suntem, știi? Repet, și noi facem asta, și noi femeile și voi bărbații. Și la început este destul de greu să-ți dai seama. Mai târziu, când lucrurile, să zicem, avansează, încep să apară lucruri care nu-ți plac. Nu știu, nu-mi place, de exemplu, dacă un bărbat e gelos. Nu-mi place dacă un bărbat mă ia la întrebări și ține evidența, nu știu, trecutului meu. Toți avem un trecut. Nu mi se pare normal să mi se facă asta, nu mi se pare normal să fac eu asta. Cred că un om trebuie să te ia așa cum ești. Nu-i convine, cred că e cazul să se reorienteze spre altcineva. Deci gelozia ar fi unul, da? Doi, nu-mi place să fiu interogată și luată la întrebări, dar în 2000 nu știu ce ai făcut, dar așa, cu cine ai fost, de ce ai fost și așa mai departe. Nu-mi plac bărbații care nu sunt așa, de încredere, nu știu, să știi că e un om acolo pe care te poți baza. Eu cred că acei bărbați nu sunt pregătiți pentru o relație, deci nu sunt niște bărbați potriviți pentru mine. Ar fi multe lucruri, s-ar putea să stăm până mâine dimineața aici, dacă vrei să ți le înșiri pe toate. Să știi că eu am suferit, din păcate, destul de mult, dar îmi asum în totalitate acest lucru, adică nu vreau să pară că mă plâng. Am suferit și în timpul relațiilor pe care le-am avut și după încheierea lor. Deci am suferit pentru că am plasat acolo prea multe așteptări. Facem greșeala asta, ne imaginăm că oamenii trebuie să acționeze cum ne dorim, noi ne supărăm când oamenii nu sunt cum am vrea noi și cred că asta este o greșeală și am făcut și eu această greșeală, am și suferit, am și plâns, am trecut prin toate fazele. Deci ce sfat i-ai dat Cosminei din Cosminei mici? Cosminei minimi, da? Ce sfat i-aș da? Ce sfat i-aș da? Să fie mai atentă la alegeri.